salarea a trei muncitori auxiliari la lucrările publice. Raportul, Bortul Vasile. Deci se dă, de pe data din 1 ianuarie, oficii forței de muncă ne dă 3 unități salarizate de la oficii forței de muncă. Noi trebuie să întâlnim, știți că trebuie să plătim o indemnizație. O sumă se plătește de la cotă se plătește de la oficii forței de muncă, dar totodată trebuie să plătească primăria. Și trebuie să fie hotărâri ca de mâine să ne dea 3 unități, 3 salarii de acolo, trebuie să fie trecut prin Consiliu, Consiliul să accepte și să-i prezentăm hotărârea Consiliului. Suma? E suma? Domnul primar, aici noi decidem. Acei care au fost incluși în lucru, mai sunt și ei și aceia că sunt. Nu, acei care au fost silibrați sunt numai domnul. Asta înseamnă că alții intră. Intră alții, dar dintre ei ăștia... Nu, dar totuși ești un test, numai că intră, faci și toți ei.